Am un cuvânt din partea Lui Dumnezeu pentru noi ca și Biserică, Biserica Lumina și pentru toți cei care sunteți prezenți în dimineața asta aici. Încerc să fiu foarte scurt, sper să și reușesc. E puțin frigut în dimineața asta. Dar Dumnezeu mi-a vorbit un lucru care e foarte necesar pentru noi să auzim și de împlinirea acestui lucru să știți că Ține intensitatea cu care noi vom lumina în această lume, în acest an. De împlinirea acestui cuvânt. E un cuvânt scurt din Matei, capitolul 5. Studiem predica de pe munte, suntem în contextul fericirilor și Domnul Iisus Hristos spune felicitări sau ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Da? Cuvântul ăsta este atât de bogat. Fraza asta. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Nu știu ce înțelegere ai legat de acest verset, dar încerc puțin să te luminezi. În primul rând, dacă nu ai inima curată, nu o să-L vezi pe Dumnezeu în eternitate. Oamenii care nu au inima curată nu o să-L vadă pe Dumnezeu în eternitate. Dar cuvântul ăsta, să știți că nu se referă doar la eternitate, ci cuvântul se referă în special al vedea pe Dumnezeu în viața de zi cu zi. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu în viața lor de zi cu zi. Să-L vezi pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi, înseamnă că atunci când te rogi, Dumnezeu îți răspunde. Să-L vezi pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi, e că atunci când treci printr-o încercare, El îți dă soluții dumnezești. Să-L vezi pe Dumnezeu în viața de zi cu zi, înseamnă ca El să vină și vindecarea ta să încolțească repede. Orice binecuvântare a Lui Dumnezeu este legată de inima curată. De ce spun lucrul acesta? Procesul nostru de transformare, de înnoire a vieții, este imposibilă fără a-l vedea pe Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu spune clar că înnoirea și transformarea noastră nu vine ca și rezultat a strofocării noastre de a fi diferiți și din încercarea noastră de a ne ține de o listă de lucruri de care să ne ferim. Poate unii dintre voi mai sunteți acolo și sunteți din cădere în cădere. Să umbli din har în har, 1 Corinteni 3, spune, noi suntem transformați în timp ce privim cu fața descoperită la Dumnezeul nostru. Și atunci suntem transformați din har în har ca să poți să-L privești pe Dumnezeu, ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu, ai nevoie de inimă curată. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta în procesul tău de transformare, de noire, este un scurt circuit și tu rămâi la fel cum ai fost. Dragi mei, noi putem să ne uităm în viețile noastre și să vedem dacă în viața noastră de zi cu zi avem cu adevărat întâlniri dumnezeiești. Am vorbit în cadrul conferinței, un lucru vrem ca biserica noastră să nu fie o casă de lectură ci o casă a revelației. Nu vrem informații, ci vrem întâlniri divine în mijlocul nostru. Dacă vrem întâlniri divine în mijlocul nostru, să ne lăsăm inima transformată de Dumnezeu, este cel mai important lucru. Cel mai important lucru, să ai inima curată înaintea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă să ai inima curată? În primul rând, ce înseamnă inimă? Ce înseamnă inimă? Vreau, vreau să vă explic puțin ce înseamnă inimă, pentru că vreau să știți că majoritatea dintre noi nu înțelegem exact ce înseamnă inimă. Ma, majoritatea dintre noi am învățat că inimă înseamnă intelect, sentimente și voință. Și avem astea trei chestii, dar nu pricepem cu adevărat ce înseamnă cuvântul inimă. Noi știm că organul, inima noastră, în sens strict științific, nu e altceva decât o pompă care asigură circulația sângelui și deci a hranei în toate părțile organismului nostru. Inima pompează sânge, care duce hrană și oxigen în tot organismul nostru. Dar noi știm că inima are și alte funcții. Și în general la europeni, ok, la noi în Europa, inima este considerată drept sediu sentimentelor. Pentru noi în inimă locuiește dragostea sau ura sau gelozia sau bunătatea. Dar vreau să știți că oamenii din Orientul Mijlociu nu sunt de acord cu definiția asta pe care noi o dăm. Pentru, pentru ei, sentimentele sunt localizate în intestine sau în rărunchi. Oricât ni se pare nou de ciudat lucrul ăsta. Chiar și pentru greci, mila, de exemplu, pornea din intestine. Și pentru ei, cuvântul avea mile era un cuvânt care ad litera am însemna o zvârcolire a intestinelor. Acum, pentru evrei și pentru ce îi spune Scriptura, inima este sediu gândirii. Vă aveți aminte când se roagă împăratul Solomon, în un împărat trei, are un vis în care Dumnezeu îi vorbește și zice, cerem orice evrei. Și Solomon, îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi o inimă pricepută, dă-mi o inimă pricepută. Dă-mi o inimă pricepută. Și Dumnezeu îi spune, o să-ți dau o inimă înțeleaptă și pricepută. O să-ți dea o inimă înțeleaptă și pricepută. Noi evident că noi am fi zis o minte înțeleaptă și pricepută, nu o inimă înțeleaptă și pricepută. Pentru că mintea trebuie să fie înțeleaptă și pricepută, nu inima. Dar inima la evrei este un sens, este centrul gândirii. Ok? Psalmul 119. Știm versetele astea din pruncie, majoritatea dintre cei care sunteți din familii de creștini. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul său. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. În mod normal, cuvântul îl strânge în mintea ta, nu în inima ta. Dar pentru că inima este sediul gândirii, strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Apoi avem Marcu, capitolul 7, versetele 20-21, spune Ce iese din om aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima omului, ies gândurile rele. Ne-am așteptat ca din mintea omului să iese gândurile rele. Dar Domnul Isus vine și spune, din inima omului ies gândurile rele, adultele, curvile, uciderile, furturile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Na inima în Biblie are un sens mult mai larg decât sensul nostru de sediu al sentimentelor, și ca să nu o lungesc, pentru că am zis că vreau să fiu scurt, inima înseamnă tot lăuntru omului. Inima înseamnă tot lăuntrul omului. Ferice de cel care are lăuntrul său, partea ascunsă a lui, curată. Că cel va vedea pe Dumnezeu. Ferice de cel cu mintea curată, gândirea curată, dar și pe cel cu conștiința curată. Căci toate sunt cuprinse în termenul larg, lăuntru omului. Da, eu știu că pentru noi problema cea mai tulburătoare o formează gândurile murdare, imaginațiile scârboase sau macabre, fantezii absurde, coșmaruri, ispite de tot soiul care ne depriminte și care ne sperie. prin însuși faptul că ne trezim, că există în mintea noastră. Ne confruntăm cu lucrurile astea. De aceea noi, ca și poporul lui Dumnezeu, avem nevoie să ne curățim la untru, la fel cum ne curățim trupul. Dragilor, acesta este un lucru pe care noi trebuie să îl realizăm. Curățirea noastră nu trebuie să aibă loc doar la cina Domnului. Niciun amin. Știu, aveți măștile pe față, ok. Curățirea noastră nu trebuie să aibă loc doar înainte să luăm cina Domnului, pentru că ne spune cuvântul Dumnezeu că acolo trebuie să avem inima curată. Curățirea noastră trebuie să fie zilnică. Dacă vă readuceți aminte când am vorbit despre rugăciune, am spus că unul dintre lucrurile esențiale pentru viața de rugăciune este să stai să-ți curățești inima înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de pocăință, în care îți curățești inima înainte lui Dumnezeu, la fel cum, din punct de vedere fizic, ne spălăm trupul de mizerie, de murdărie, la fel inima noastră trebuie să fie curățită. Pentru că dacă nu scurățești inima, nu mai poți să-L vezi pe Dumnezeu. Dacă te tot confrunți cu întrebările astea de ce Dumnezeu, nu ascultă rugăciunile mele. De ce nu mi se arată? De ce nu îmi vorbește? Vreau să știți că motivul pentru care Dumnezeu nu se arată, pentru care nu vorbește, pentru care nu răspunde la rugăciuni este inima necurată. Cuvântul Dumnezeu spune: Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Asta spune Cuvântul Dumnezeu. Dacă cugeți lucruri nelegiuite în inima ta, Dumnezeu nu te ascultă. Dumnezeu nu te ascultă. Atunci când Dumnezeu nu te ascultă, e grav. Deci, ca să înțelegem, problema principală legată de gândire și de ceea ce putem spune în urma a ceea ce am investit în noi. Mintea noastră este ca o moară. E foarte simplu. Mintea oricărui om funcționează ca și o moară. Ce pui în ea, Aia macină. Mintea ta nu o să macine altceva decât ceea ce pui în ea. De aceea este esențial ca în fiecare zi să pui în mintea ta gândurile lui Dumnezeu. Ca mintea ta să macine ceva sănătos. Dacă nu pui în mintea ta cuvintele lui Dumnezeu, nu o să macine ceva sănătos și apoi ce macină mintea ta, inima ta pompează în afară. Inima pompează în afară ceea ce pui înăuntru. Înțelegeți că din prisosul inimii, ok, sau din ce acumulează inima prin gândurile noastre, ea pompează în afară. De aceea un lucru esențial și asta e, o, e un lucru pentru care mă rog să ne cerceteze Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi, pentru că în 2022 vrem să-L vedem pe Dumnezeu manifestându-și gloria în mijlocul nostru. Vrem să vedem oameni mântuiți, nădăjduiesc că vreți să vedeți oameni mântuiți în 2022. Vrem să vedem familii sănătoase, vrem să vedem oameni eliberați, vrem să vedem oameni vindecați. Frașii și surori, ca lucrurile să se întâmple, avem nevoie să ne păzim inimile, să ne păzim inimile ca din ele să curgă râuri de viață. Unul dintre lucrurile care îmi este clar că trebuie să ne păzim, mai ales în această vreme, este un spirit de judecată. Un spirit de judecată. Nu judeca ca să nu fii judecat. O să ajungem și la pasajul ăla și o să înțelegem mai bine ce înseamnă lucrul ăsta. De așa de ușor să judecăm în aceste vremuri, când judeci pe cineva să știi că ai inima necurată. Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă la inima ta. Ai grijă la inima ta. Ai grijă ce informații lași în mintea ta, pentru că lucrurile care le lași în mintea ta după ce le pompezi în afară către alții și ceea ce îți spurcă inima ta, o să spurce inimile altora. Nu știu dacă înțelegi cât de grav e lucrul ăsta, pentru că dacă tu ai o inimă spurcată, inima ta spurcată, o să spurce pe ceilalți. Știu cuvântul ăsta spurcat, e un cuvânt urât și dur, dar asta este cuvântul folosit de însuși Domnul Isus. Nu ți lăsa inima spurcată. Dragi, v-am spus că la un moment dat în viața mea a trebuit să renunț la mai multe relații cu oameni pe care mi-au fost dragi dar, în, în sincer, în contextul cărora îmi spurcam inima. Îmi spurcam inima. Oameni care nu știau nimic altceva decât să vadă tot ce era în ceilalți. Fugi de astfel de oameni. Ăștia spurcă inima. Și având inima spurcată, nu mai vezi. Sunt oameni care sunt atât de debusolați, sunt oameni care sunt atât de, uh, pur și simplu, orbi, pentru că nu îl mai văd pe Dumnezeu. Nu știu care e direcția, nu știu ce să facă, nu știu unde să meargă. Asta este rezultatul unui om confuz, care nu are inima curată. Omul cu inima curată îl vede pe Dumnezeu, știe unde trebuie să meargă, ce are de făcut, știe care e planul lui Dumnezeu pentru el, pentru viața lui. Când nu mai poți vedea ce planuri și ce vrea Dumnezeu să facă cu tine, ești într-un loc în care inima ta nu este curată. Domnul să ne curățească inimile azi. Fiecare dintre noi ca să putem să-l vedem pe Dumnezeu. Pentru noi o să-l poți să-l vezi pe Dumnezeu în viața ta, nu o să poți să vezi pe Dumnezeu manifestându-se în mijlocul ființei tale. Și noi toți știm că în 2022 avem nevoie de Dumnezeu. Dacă nu sunteți conștienți de lucrul să vă spun eu foarte clar, în 2022 ai mai multă nevoie de Dumnezeu decât de orice altceva. Pentru niciunul dintre noi nu știm dacă lucrurile nu se intensifică și vor fi mai grele și să treci doar cu ajutorul lui Dumnezeu, poți prin ele. O să vină vremuri când o să putem trece peste obstacole în viețile noastre, nimeni de aici nu este invincibil în lumea spirituală, nici măcar eu. Glumesc. Nimeni, nimeni nu este invincibil în lumea spirituală. Și atunci ai nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu ne va trece prin anumite locuri în care doar împreună cu El putem să trecem. Adică ai nevoie de ajutorul Său. Să nu îl vezi pe Dumnezeu atunci când ai cel mai mare ajutor de El, e un lucru foarte nasol. Și eu încerc să păzesc biserica noastră de a nu vedea pe Dumnezeu vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu atunci când ne întâlnim, vrem să-L vedem în Scripturi, vrem să-L vedem în închinare, vrem să-L vedem în rugăciune, vrem să-L vedem în evangelizare, vrem să-L vedem în misiune, vrem să-L vedem în acte ale bunătății, vrem să-L vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă nu-L vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, degeaba ne întâlnim. Dar o spun ca lucrul ăsta să se întâmple, cel mai important lucru este să avem inima curată. Inima curată. Țineți minte, principiul spiritual, ce seamănă omul, aceea va se cera. Tradus în limbaj modern, dacă vreți, acest lucru înseamnă că dacă tu bagi în capul tău scene pornografice, senzualitate, adulteri, curvie, să nu te miri dacă te trezești că le vei face și tu aceste lucruri. Dacă pui în mintea ta bârfă, nu ai cum să nu bârfești. Ferește-te de bârfă. Dacă pui în mintea ta judecare sau judecată la adresa altora, nu ai cum să nu judeci, indiferent cât de băiat sau fată serioasă ești. Dar vă spun despre cel mai, dacă vreți, omul după inima lui Dumnezeu, în momentul în care a lăsat adulterul în ființa lui, a căzut în el. În momentul în care David a ales să se hrănească cu scene care nu aveau ce căuta în viața lui, a început să cadă în lucrul ăla. Niciun om nu cade în păcat sexual dacă nu face mai întâi loc în mintea lui unor scene care sunt scene care pângăresc inima. Niciun om nu vorbește cuvinte de judecată dacă nu lasă mai întâi în inima lui acele lucruri. Dar nu trebuie să fii profet, trebuie să fii doar înțelept să vezi în timp ce stai în mijlocul altor oameni, dacă oamenii au în inima lor judecată, pentru că ce are omul în inima lui întotdeauna este în afară. Ce are omul în inima lui este în afară. Felicitări celor care au lăuntru curat. Ei îl vor vedea pe Dumnezeu, ei nu vor umbla în confuzie, ei nu vor umbla bâșbâind, peste ei nu vor veni valurile alea în care nu știi ce să faci, nu ei vor ști care e calea, cum trebuie să umble. Doamne, ajută-ne la aceasta. Trebuie să ne implicăm în acțiunea de semănare, de saturare a minților noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să medităm la cuvintele lui Dumnezeu. Ferice de omul care își găsește desfătarea în legea lui Dumnezeu, care zi și noapte meditează la ea. La cel care rumegă cuvintele lui Dumnezeu. El este ca un pom să dii lângă izvor, care dă rod în orice anotimp. Indiferent că e COVID sau nu e COVID, el dă rod în orice anotimp. Tu poți să rodești în orice anotimp. Vedeți, dacă umblăm cu Dumnezeu, nu contează ce circumstanțe sunt. Circumstanțele nu te pot dobori dacă umbli cu Dumnezeu. Înțelegeți ce spun? Dacă umbli cu Dumnezeu, nu te poate dobori nimic. Și unul dintre lucrurile esențiale în 2022, deja suntem în 2 ianuarie, dar fi bine ca să iei cuvântul lui Dumnezeu, dintre astea au ajutat de-a lungul timpului. Bun, iați un plan de citire a Bibliei, descarcă-ți-l azi, citește și ce au fost pe ieri și caută să te disciplinezi ca în fiecare zi moara ta să macine ceea ce trebuie. Pentru că trăim într-o societate și într-o lume în care să macini prostii nu trebuie să faci niciun efort. Să macini prostii nu trebuie să faci niciun efort. Pentru majoritatea oamenilor din jurul tău vorbesc doar prostii. Majoritatea cântecelor ce le auzi în jurul tău sunt doar prostii. Majoritatea lucrurile pe care le vezi cu ochii tăi sunt doar prostii. Acum, cum faci fața acestor lucruri dacă nu prin cuvântul lui Dumnezeu? Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu este foarte puternic. Adică 5 minute în cuvântul lui Dumnezeu poate să -ți țină mintea sănătoasă o zi întreagă dacă primești revelație de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai puternic decât două ore de a asculta alte lucruri. Pentru că cuvântul al Dumnezeu te poate ține tare în față la alea două ore de alte prostii. Eu știu că mai așa dintre voi mergeți la servici și nu puteți să le ziceți la cei din jurul vostru, bă, ia, mai tăceți. Vorbiți ceva din Scriptură. Nu, că m-a ajutat nici măcar nu știu despre Scriptură. Dar dacă tu stai acasă și cugeți la legea lui Dumnezeu, ești pregătit când ești în mijlocul lor să nu auzi toate prostiile care le spun ei. Acum, pentru că în dimineața să suntem înaintea lui Dumnezeu și să stăm la cină împreună. Marele har pe care îl avem. E că curățirea gândurilor noastre este asigurată prin sângele mielului. Dumnezeu poate să curățească ființa. Poate să curățească inima. Dacă tu lași pe Dumnezeu să vină să te curățească, El te poate curăți. De tot ce ai vorbit până acum, de tot ce ai spus, care a fost spurcăciune. Că ești conștient sau nu ești conștient să știi că vorbirea de rău este spurcăciune. E un adevăr. Pe oricine vorbești de rău, e o spurcăciune. În ochii lui Dumnezeu. Marele har e că Dumnezeu ne poate curăți de asemenea spurcăciuni. Biblia spune, atunci când vorbim, să vorbim cuvinte care nu sting viața în oameni, ci care aprind viața în oameni. Noi putem să ne punem inimile să vorbim lucruri care aprind viața în oameni. El spune niciun cuvânt nefolositor să nu vă iese din gură, ci doar cuvinte care zidesc. Și zi, eu tot aud predicatori de care vin și zic, că Dumnezeu și Domnul Iisus au avut simțul umorului. Și da, eu cred că Dumnezeu are simțul umorului, pentru că văd în anumite scene din Scriptură. dar vreau să știți că faptul că Iisus sau Dumnezeu are simțul umorului, nu înseamnă că au vorbit vreodată lucruri spurcate. Pentru că unii asociază glumele lui Dumnezeu și ale Domnului Iisus cu glumele lor spurcate. Nu. Nu există așa ceva în Dumnezeu. Dumnezeu spune că Isus nu a spus niciun cuvânt care nu a venit de la Tatăl. Deci înseamnă? N a zis niciun cuvânt pe lângă voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Isus Hristos, tot ce a vorbit, a fost înspre folosul cuiva. de e necesar să ne curățim Cu asta închei. <laughs> Chiar închei. Zice că cine, spune proverbe, că cine vorbește mult, nu are nicio șansă să nu să păcătuiască, adică să vorbească scârboșenii. Sau să murdărească pe cei din jur. V-am zis, nu trebuie să fii profet când cineva vorbește mult, are o problemă. Acum trebuie să discerni între ce înseamnă să vorbești mult și să vorbești puțin. Aia vine din înțelepciune. So, ne dorim noi așa de mult ca Dumnezeu să se arate în mijlocul nostru. Ne dorim noi ca ceea ce este pe paginile Scripturilor să nu rămână doar pe paginile Scripturilor, ci să fie lucruri pe care noi le experimentăm. un lucru ce mă bucură mult, frați și surori. Și vreau să scot asta în evidență. Noi vă zic că aș putea să aduc mulți oameni aici care să vină și să depună o mărturie de cât de bine binecuvântați suntem ca și biserică. Când vin oameni în alte părți aici în mijlocul nostru și văd felul în care Dumnezeu se manifestă, felul în care Dumnezeu lucrează, Oamenii a vin și ne spun Băi, sunteți așa de binecuvântați cu ceea ce aveți în mijlocul vostru. Suntem binecuvântați cu oameni care ne pot duce în prezența lui Dumnezeu nu orice fel de prezență al Lui Dumnezeu, ci prezența profundă a Lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți conștienți, dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu închinători după inima Lui Dumnezeu, care ne pot duce în locuri profunde a Lui Dumnezeu. În conferința asta, dacă e un lucru pe care l-am lăudat și-am spus celor din jurul meu, a fost de, de trupa de închinare a Bisericii Lumina. Anul ăsta, trupa de închinare a Bisericii noastre chiar ne-a dus în locuri profunde. Când au condus închinarea cristocentrică, am fost și pe munte și în vale, ne-au dus peste tot în spirit extrem de binecuvântați. Apoi avem tineri extrem de binecuvântați. Suntem binecuvântați cu o generație tânără care are un spirit profetic peste ei. Dragilor, să stai și să vezi tineri de 17-18 ani că vorbesc la oameni mai în vârstă despre viitorul lor în Dumnezeu, că le descoperă planurile și scopurile lui Dumnezeu. Asta e un lucru extrem de glorios. Și au venit oameni după slujirea profetică și mi-au zis și au început să-mi înșiruie nume, nume după nume, nume după nume. Și avem mulți oameni, mulți oameni care au inima curată, că nu poți să auzi pe Dumnezeu dacă nu ai inima curată. Suntem extrem de binecuvântați ca și biserică și eu cred că Dumnezeu vrea să ne ducă mult mai mult decât locurile în care suntem. Sunt convins că cu toții vă doriți să vedeți în mijlocul nostru ceea ce a fost în faptele apostolilor, ceea ce citim în Evanghelii. De fapt, asta e natura împărăției lui Dumnezeu. Cheia, vă spun, este sfințirea noastră și sfințirea inimii fiecarea dintre noi. Să știți că asta nu este o opțiune pentru noi. Este o poruncă. Ne dorim ca întreaga biserica noastră să umble în curăție de inimă. Să ai inmacurată nu spurcată de lucruri care nu sunt sănătoase. Să știi că tu, făcând parte din Biserica, Lumina, tu ești un mădular în trup împreună cu noi. Și tu poți să fii un mădular bolnav care îmbolnăvește și pe alții prin atitudinea și prin felul tău de a fi. De aceea vreau să chem întreaga Biserică împreună cu mine, cu tot leadership-ul nostru cu toți liderii de grupuri mici, cu tot ce avem, să ne punem deoparte și să ne curățim inimile. Și ca și lideri de grupuri mici în biserica noastră, nu dați curs lucruri care, luc, unor lucruri care pot să-i spurce pe oameni. Să ne vorbim de bine unii pe alții. Să ne binecuvântăm unii pe alții. Eu îmi doresc și cine are urechi de auzit să audă eu îmi doresc să nu vin în fiecare duminică și să spun lucrul ăsta. Îmi doresc ca lucrul ăsta să fie ceva ce face parte din natura noastră ca și biserică. Fiecare dintre noi să avem în ziua de luni, pe inimă, să binecuvântăm pe cineva. Să ne rugăm pentru cineva și să scriem un mesaj de încurajare, de îmbărbătare, de zidire. V-am mai zis lucrul ăsta pentru că scrie scripturi. Apostolul Pavel numește biserică matură, biserica care are un spirit de îmbărbătare. O biserică în care oamenii se vorbesc de rău este o biserică slabă, să știți, oricât de multe manifestări are. Uitați-vă în Corint. Aveau daruri profetice, vorbeau în linii mai mult ca toți ceilalți, dar nu știu să se onoreze unii pe alții să vorbească de bine. Și este una dintre bisericile care are multe lacune în Scripturi. Totul pornește de aici, de la lucrul ăsta. N-aveau inima curată unii față de alții. De aceea Domnul să ne dea o inimă curată și în fiecare luni m-aș bucura să aud din ce în ce mai multe mărturii. Mamă, meu, scris cineva. Puff. Vrem să fim o biserică care încurajează. O, vă mai dau un exemplu și cu asta chiar închei. Am văzut aici pe Ana de aia. Câți dintre voi ați fost binecuvântați la ziua voastră de naștere, cu mesajul profetic ce l-ați primit, așa, de la secretariat Lumina. Ah, uitați vă în jur, câte mâini ridicate sunt. Extraordinar! Am auzit lucrul ăsta de nenumărate ori în grupuri mici, oameni care încercau să nu folosesc cuvântul chicească Să descopere. Păi, cine trimite mesajele alea? Unii credeau că sora Claudia este profetul Bisericii Lumina. Dar sunt câteva fete tinere. Acum au fost câteva fete tinere, acum e tot departamentul profetic al Bisericii, dar au fost trei fete tinere care au stat și vreo doi ani de zile. Au avut mult de muncă. Cel puțin vreo 400 de mesaje profetice o trebuie să trimit într-un an. Și am fost binecuvântați. Dar spiritul ăsta profetic nădăjduie să vină peste întreaga biserică. Să cultivăm lucrul ăsta, vorbirea de bine a celorlalți în timp ce ne rugăm pentru ei. Ziua de luni să fie o zi în care caos stegnești, poate la cineva din grupul tău. La cineva din leadership. La cineva care știi că trece printr-o perioadă mai dificilă și să îl încurajezi. Așa cultivăm o inimă curată. Când iubești pe oameni, nu poți să-i vorbești de rău. Sau, so, vorbirea de bine, să știți că e o expresie a dragostei. Hai să stăm înaintea Domnului și să-i cerem Domnului să ne curățească prin sângele Lui în această dimineață. Și dacă știi că ți-ai lăsat inima să fie spurcată, Adu-ți inima înainte lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care ne iartă și ne curățește prin sângele Lui. Ce mare har să poți să fii curățit de Dumnezeu după ce te-ai murdărit pe tine și ai murdărit pe alții. Ce mare har! Să poți să te înfățișezi curat și sfânt înainte lui Dumnezeu din pricina sângelui mielului care a fost vărsat. Vrem să ne curățim înaintea mielului. Vrem să ne curățim înaintea melului. Vrem să ne curățim. Vrem să ne curățim urechile în sângele mielului în această dimineață. Spală-ne urechile, Doamne, Dumnezeul nostru. Spală urechile noastre de orice cuvinte spurcate, Doamne, care le-am auzit. De orice lucruri care nici măcar nu știm dacă sunt adevărate, de orice scenarii false, Spală-ne urechile, Doamne Dumnezeul nostru. Spală-ne ochii, Doamne Dumnezeul nostru. De orice imagini spurcate, Doamne. De orice imagini murdare. Fă-ne curați și sfinți prin sângele mielului. Spală-ne buzele, Doamne Dumnezeul nostru. Sfințește-ne buzele în această dimineață. Prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, fă să fim curați și sfinți, Doamne, azi. Prin sângele mielului, curățește în de orice cuvânt nefolositor. Orice cuvânt nefolositor. Spală-ne inima la nivelul atitudinilor, la nivelul motivațiilor ascunse. Dă-ne motivațiile inimitale, tale, dă-ne o atitudine potrivită, Doamne. pune noi acea atitudine de smerenie, Dumnezeul nostru. Spală-ne trupurile, spală-ne mâinile, spală-ne picioarele, Doamne. Vrem să fim curați și sfinți înaintea ta. Vrem să stăm înaintea mielului cu inima curată. Ferice de cel cu inima curată, că cel îl vede pe Dumnezeu. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu la cina Domnului, manifestându-și gloria, vindecând bolnavii, eliberând captivii de război, aducând prinși de război în casa Lui. Spală-ne, Doamne, Dumnezeul nostru. Vrem să fim curați și sfinți înaintea Ta.